ministru, dragă Beata, bine ați venit în România, bine ați venit în Suceava la Gura Pomorului. Mă bucur că, dincolo de discuțiile pe care le-am mai avut și la Bruxelles ultima dată la Ulaanbaatar, cu ocazia întâlnirii între Asia și Uniunea Europeană, mă bucur să vă pot primi în România. Suntem într-o perioadă în care relațiile bilaterale între Polonia și România sunt foarte intense și cred că avem toate premisele să putem să lucrăm împreună atât pentru a întări schimburile dintre noi, dintre România și Polonia, dar și pentru a ne coordona punctele de vedere pe problematică europeană. Cu Polonia, dincolo de relațiile istorice pe care le avem, avem șansa să avem în România o comunitate de polonezi pe care o vedem ca o punte de legătură între țările noastre.